Am descoperit posibilitatea de a crea decoruri altfel, nu doar arcade, iar după decorul de Halloween, în care am realizat mai multe forme, cap de schelet, Frankenstein, păianjenul și spetietoarea dovleac, de data asta revenim la ale noastre, cele de toate zilele, și am pregătit o aniversare uh, specială. Aici vă prezint un aranjament în formă de carte de joc uh, folosind unele de baloane de 30 de centimetri albe iar umpluturile și legăturile le-am făcut cu baloane de 23 de centimetri tot albe și legăturile cu cele de 13 centimetri. După ce am umflat baloanele le-am așezat, le-am legat pe mijloc am lăsat liber, deoarece cartea noastră de joc astăzi va fi un as de inimă roșie. Ne-am folosit de baloane folie inimă roșie de 45 de cm, am folosit și două inimioare mici de 25 de cm și am realizat din modelaj roșu uh, litera A în două exemplare, să zic așa, pe care le-am uh, prins pe laterale, pe colțul stânga sus și colțul dreapta jos. Uh, nu no, ne făcut o reală plăcere să probăm și acest aranjament și cu siguranță vom reveni cu multe alte aranjamente de acest tip, deoarece ne pune la contribuție și ne face să ne imaginăm și să lucrăm cu mai multă pasiune. Așa că sper că și ție-ți place ceea ce vezi, sper să și încerci și dacă ai nevoie de produse, le vei găsi pe articole petreger.ro. Eventuale sfaturi sau întrebări le poți spune în comentarii sau în mesaj privat. Așa că vizionare plăcută cât a mai rămas. Pa, pa!